este sponsorizat de Bună dimineața! Vreau să gătim astăzi împreună, sau mai bine zis să gătesc pentru dumneavoastră, una dintre rețetele lui Radu. Tagliatele cu legume și cu omlet. Ingredientele în ordine. Tagliatele proaspete, ciuperci, ardei grași frumos colorați, o ceapă mică, 2 căței de usturoi, 2 ouă, pătrunjel, ulei pentru gătit, sare și piper. Trebuie să ne apucăm întâi de omletă. Un pic de sare. Este nevoie de un bun timing. Trebuie să fiu gata cu omleta înainte și cu legumele sotate în același timp cu pastele, iar dat fiind că avem niște tagliatele proaspete, sunt gata cam în 2-3 minute. Și cu ciupercuțele. Am nevoie de o farfurie. Am vrut să obțin o omletă lumenită pe o parte și suculentă pe partea de deasupra. Între timp, să continuăm cu tăiatul, ceapa. Voi rula omleta ușor. Iată, am obținut niște tagliatele de omletă. Luăm o tigaie pe foc, din nou un pic de ulei, ceapă și usturoi. Pofticiosule, tu cum te împaci cu usturoi? Nu prea te mai pupă nimeni după aia, da? Merge, nu-ți pas. Ciupercuțele frumoase, ce frumos miros. Și ardeile. Asta în clocot. Tagliatelele. 2 minute aici, atât. Mergem rapid. Abracadabra, abracadabra! Crezi că vrăjile ajută? Ofticiosul. N-ai nicio părere despre vrăji. Îți plac pastele proaspete sau cele uscate? Proaspete? Uscate? Mai mult proaspete, nu? Și mie. Acum să-ți pregătesc o porție frumoasă. Un pat de tagliatele, un al doilea strat de legume sotate, un ultim strat de tagliatele de ou, iată pofticiosule, porția ta. Tagliatele cu legume sotate. Nu te băga. Vezi că nu poți? Încearcă tagliatelele astea de omletă. Și cu omletă deasupra. Cei care țineți post, vă rog frumos să eliminați oul dacă vă încurcă. Limitați-vă doar la tagliatele și legume. Este o rețetă care se face foarte rapid, ușor, este sănătoasă. Vă urez poftă bună și sper că astăzi veți avea o zi grozavă. Acest program a fost sponsorizat de